Bună! Bine v-ați întors pe acest canal! Astăzi am câteva lucruri în care trebuie și vreau să merg. Și pentru că ies din casă, m-am gândit să vă iau și pe voi cu mine afară din casă și să vedem ce mai facem, ce mai dregem, ce mai una și alta. Ați văzut din materialele anterioare că am fost la Lidl și pentru că am fost doar cu plasa asta după mine, am cumpărat 4 chestii mari și late. Mai aveam niște lucruri în plasă, motiv pentru care nu era neapărat goală. Dacă era goală, poate că puteam să iau mai multe lucruri. Dar nu știu ce s-a întâmplat, că am și intrat în Lidl fără să-mi iau și un căucior. Deci cred că m-am programat dinainte să nu cumpăr multe lucruri. Am fost pe la secțiunea de brânzeturi, ador secțiunea lor de brânzeturi. Nu mi se par scumpe, nu mi se par nici ieftine, mi se par undeva la jumătate. Brânza asta e preferata mea de la ei. Și este o brânză cu nuci și whisky. Eu nu simt gustul de whisky neapărat, dar îmi place mult combinația de nuci cu brânză, motiv pentru care am mai luat și această brânză, care este specialitate din brânză topită cu nuci. Da, asta este ce am luat și am mai luat. Cred că astea sunt cele mai frumoase căpșunele pe care eu le-am văzut ever până acum sezonul ăsta, astea de la Lidl. Și de-abia aștept să mă întorc acasă și să le degust. Și mi-am mai luat niște trandafiri. Un buchet din ăla la 15 lei. Nu știu câți trandafiri sunt. Sunt acolo în spate. Și o să încerc să merg să îi iau. Partea dubioasă cu ei este că toți trandafirii erau super urâți de data asta. Nu știu de ce. Probabil că erau destul de vechi. Dar am fost determinată și am săpat după un buchețel drăguț. Ia să vi-l arăt. Așa arată acest buchețel. Și l-am pus un pic în apă. Dar vreau să-l desfac și să-l tai și să fac un aranjament drăguț doar cu el. Însă uite la ce mă refer. Nu știu dacă se focalizează pe flori. Au toate marginile astea așa un pic îngălbenite și uscate. Semn că sunt petrecute. Dar chiar și așa mi s-au părut foarte frumos, plus că mi se pare, și asta de fapt e o chestie pe care am luat-o de la mama lui Eugen, că ea mi-a zis prima dată de trandafirii ăștia, la 15 lei, dita buchețelul de trandafiri mi se pare ok ca preț, și ea îmi spunea că ei îi place să aibă flori tot timpul în casă, și îmi place și mie asta, numai că mi se pare și o risipă de bani să tot cumperi flori și buchete de flori, conținând în care sunt destul de scumpe. Dar 15 lei sunt dispusă să dau. Uite, sunt 15 fire de trandafir. Nice! O să-mi fac un aranjament drăguț din aceste flori. Și mi-am undulat nițel părul. Arată un pic ca niște sărmăluțe și dacă e să fim sinceri, aici este mai lus decât aici, dar aia este. O să vreau să mă machiez și mai să mă pun de vorbă, dacă vreți. Așa, asta este noua mea freză, nu știu dacă ați observat, dar îmi pun tot timpul chestiile astea în păr, mi se pare că îmi țin părul departe de față și arată și cool, așa arată, zici că ești tot timpul venită de la studio, dar nu tuturor le place lucrul ăsta, înțeleg. Good, nu știu dacă ne-am mai, am mai vorbit, nu știu ce tot am, cred că de la pisica asta am tot intră fire de păr în ochi, simt tot timpul nevoia să mă scarpin. Nu știu dacă v-am mai arătat în ultima perioadă, dar pielea mea este superbă și sunt super recunoscătoare pentru ea, sper să rămână așa multă vreme. La buze, în schimb, este a doua oară într-o lună când îmi apare un monstruleț din asta. Și chiar vorbeam cu o prietenă de-a mea care este și ea medic rezident și îmi spunea când mi-a apărut prima dată prima problemă la gură, care a apărut aici, cred că se mai vede încă urma, îmi spunea, băi, Denisa, mi-a apărut de două ori într-o lună jumate sau de două ori într-o lună, nu mai știu. Și mă uitam la ea și mă gândeam, ce bine că mi-a trecut și că nu o să mai apară probabil o perioadă de timp. O săptămână mai târziu, here I am. Și acum trec dintr-una între ta, dacă vă uitați la unghiile mele, sunt foarte lungi. Eu nu țin niciodată unghiile atât de lungi. Am și patul unghii destul de micuț, dar astăzi merg la unghii și de-abia aștept să vă arăt ce model îmi fac. De-abia aștept să văd și eu, că nu m-am decis încă. Dar vom vedea, vom trăi și vom vedea. Hai să trecem să mă machiez, pentru că vreau să merg cu autobuzul astăzi.
Trebuie să merg în Băneasa și de unde stau eu nu e nici cale lungă, dar nici cale scurtă. Și ca să merg cu autobuzul, nu înseamnă că trebuie să fiu determinată să mă machiez într-un sfert 20 de minute. Un sfert de oră 20 de minute. Am niște fonduri de ten de la Armani. Sunt niște fonduri de ten de la Ioana, ea mi le-a dat și se numesc Luminous Silk. A, unul este Luminous Silk, altul este Power Fabric, două Luminous Silk și un Power Fabric. Numai că sunt atâta de dubioase nuanțele lor, încât nu știu care ar putea fi nuanța mea. Ea mi le-a dat, cred că astea sunt un soi de testere pe care le are și ea la rândul ei, cred că direct de la ei, dar eu nu cred că mă nimeresc la niciuna dintre nuanțele astea, să vă zic sincer. Poate la ăsta. Știu că arată foarte bine pe piele, dar mi se pare foarte dubioasă treaba asta cu nuanțele și de altfel mi se pare foarte dubioasă la multe fonduri de ten faine. Și nu știu care e treaba. Probabil că ca să fie un fond de ten bun trebuie să fie o treabă dubioasă cu nuanțele or something. Mă rog, am zis-o eu acum, nu că este un adevăr general valabil, dar aceeași situație este și cu tenidol Ultra Wear, de exemplu. Cred că ăsta l-am încercat. Acesta este nuanța 3, Power Fabric. Cred că e singurul Power Fabric pe care oricum îl am, că celelalte două am văzut că sunt Luminous Silk. Da, mă, uite, asta mi-e bună. Asta în cazul în care nu va oxida. Că dacă mai și oxidează. Are și un miros interesant. Adică are un parfumel în el. Nu știu dacă. Nu, dar din moment ce miroase într-un fel, înseamnă că are parfum în componență. Voiam să zic că nu știu dacă este pe placul tuturor un fond de ten cu parfum în el sau care are un miros anume. În egală măsură, nu mă credeți pe mine pe cuvânt, mai cercetați și voi. Măi, dar mi este foarte potrivită nuanța aceasta. Hai să trag eu o linie mai aproape să mă uit un pic la mine acest narcisism. Nu. De fapt, trebuie să mă uit la pielea mea să văd dacă arată bine. Și ce e aici? Cred că mi-am cam uscat fața în ultima perioadă cu chestii din astea antiacneice, pentru că văd prin unele zone cum e pielea destul de uscată. A rămas niște apă de la buchețelul ăsta pe masă. Concealerul ăsta pe care mi l-am pus eu acum este un concealer de la Vrea Cosmetics. Despre care nu știu să vă zic foarte multe, știu doar că brandul aparține unei tipe românce și ea mi-a trimis și mie un concealer din gama lor și știu că mai am niște patch-uri pentru zona ochilor. Îmi place foarte mult că are un pic de somon în el și mi se pare că reușește să neutralizeze cearcănele foarte bine, dar dacă mă întrebați unde îl găsiți, trebuie să căutați, adică în afară de site-ul ei, despre care sper că livrează la noi în țară, nu știu să vă zic foarte multe. Am trecut la Bright On Concealer de la Benefit, pentru că este un pic mai hidratant și îl pun prin locurile astea în care oricum vreau să îmi iluminez un pic fața, pentru că vreau să aduc și un pic de hidratare în același timp pe ten, că nu îmi place ce văd, este foarte uscat. Mă gândeam că dacă tot ajung prin Băneasa astăzi, poate că ar fi fost o idee să mă duc și la Benefit, să mă pensez. Dar, pe de altă parte, mă mai gândesc și la situația în care ajung la Benefit, mă pensează, dar trebuie să-mi demacheze diverse zone de pe sprâncene și asta nu-mi place. Pentru că nu că n-am încredere în fata de acolo, am foarte mare încredere, by the way, dacă vă căutați un loc unde să mergeți să vă pensați și să fiți 100% sigure și mulțumite că nu vă ia mai mult decât vreți voi din Sprânceană, eu vă recomand să mergeți la oricare Benefit, îl găsiți. Ori în București, cred că e și, nu sunt sigură că dacă e și în Brașov, nu, dar în Cluj, sigur, sigur, trebuie să fie un Brobar, dacă nu mă înșel. Dar fetele de la Benefit sunt foarte bine pregătite și întotdeauna am plecat de acolo cu cele mai faine rezultate, motiv pentru care eu de 4 ani, cred, nu mai merg în altă parte. O să mergem de seară să ne uităm la film. Mergem la Doctor Strange și este avantpremieră sau așa ceva. Este ziua aceea în care e pentru presă și blogger și așa mai departe vizionarea filmului. E foarte drăguț că beneficiez de treaba asta, de faptul că pot să văd, de exemplu, un film nițel mai înainte cu o zi, deși de fapt nu e vorba că vezi un film mai înainte cu o zi, chiar nu e vorba de asta, ci mă bucură faptul că
primesc o recunoaștere. Cineva se uită la ce fac eu aici și zice, a, uite, îmi place, vreau să mă asociez cu fata asta. Prin urmare, nu știu, de asta de fapt și vin colete sau invitații și așa mai departe. Mă bucură chestia asta, mă bucură de fapt aprecierea. Și dacă aprecierea asta e arătată printr-o invitație, printr-un colet și așa mai departe, atunci mă bucură chestia asta. Tot un concealer folosesc și aici, este un concealer de la Lancome Tenidol Ultra Wear, dar este nuanța 4, 5, nuanța 500 de fapt, sau nuanța 5 tot aia este. Și eu îl folosesc ca să-mi bronzez un pic tenul, nu din alte motive. E clar că nu mi se potrivește concealerul ăsta, nu? Azi noapte nu ne-a lăsat deloc pisicul să dormim și Eugen a avut de dimineață un car de nervi pentru că a plecat la muncă mai obosit decât era când s-a culcat. Dar problema este că el ziua doarme, toată ziua, și noaptea are chef de joacă și situația asta se întâmplă de vreo 4 zile deja, pentru că în ultimele 4 zile noi am fost super obosiți și am avut foarte mult de muncă și am avut timp să stăm de el. Noi de obicei ne mai jucăm, eu ce puțin mă mai joc cu el pe parcursul zilei, acum iar strică ceva, cred că s-a trezit sau nu știu, dar voi regla această situație. De seară trebuie neapărat să-l obosim până la refuz ca să doarmă. Am încercat și să îi dăm ceva de mâncare, că poate apoi, de obicei el se culcă după ce mănâncă ceva, trage un pui de somn. Băi, dar n-a fost chip azi noapte, nu știu ce a fost cu el, e efectiv nebunie. Ador pudra asta de la Essence, deși este o pudră foarte ieftină, cred că undeva la 15-16 lei, este o pudră foarte bună care matifiază foarte bine și pentru foarte multe ore, nu știu... N-am văzut pe nimeni să vorbească despre ea și îmi pare rău de treaba asta, pentru că ar trebui lăudată la adevărata ei valoare. Mi se pare sincer că rezistă mai bine decât Make Up For Ever HD. Nu aruncați cu roșii în mine, cel puțin pe mine rezistă mai multă vreme și mă bucură chestia asta, că e mult mai ieftină decât cealaltă. Mi-am încărcat și Kindle-ul pentru că vreau să merg în Băneasa cu autobuzul, după cum v-am spus, și fac o oră, cred că tot să fac până acolo, dar ca să nu stau degeaba în această oră și să fructific cumva existența mea pe pământ în această oră, m-am gândit să-mi încarc Kindle-ul și să-l iau cu mine, pentru că mă tot chinui să termin o carte și nu reușesc. Este o carte, e o carte faină, adică nu e vorba că nu-mi place, doar că nu reușesc, nu am timp sau sunt prea obosită sau ceva intervine. Și așa mai departe. Este o carte care nu știu exact ce autor are, adică este o doamnă autor care a locuit vreo 20 de ani în România în perioada antebelică și practic descrie cum era țara în perioada aia și așa mai departe, iar eu sunt foarte curioasă și îmi place să-mi tot imaginez povestirile oamenilor în vârstă sau oamenilor care nu mai sunt. Și, practic, cartea asta este, da, este o descriere foarte raw, așa, nimic cosmetizat, nimic romanțat, nimic. Este efectiv ce vedea oamenii și ce era pentru ei normal la momentul respectiv. Mi se pare că atinge cumva și subiectul sclaviei, dar foarte puțin, în sensul că descrie ce însemna să ai sclavi în zona asta, în perioada respectivă. Dar pe mine m-a surprins, am ajuns la capitolul respectiv cumva și după ce am ascultat Obiceiul Pământului și mă așteptam să fie, adică nu știu, cred că prin prisma materialului respectiv, mă așteptam materialului video pe care l-am ascultat cu Obiceiul Pământului, mă așteptam ca în această carte să fie un pic mai blamată chestia asta cu sclavia, dar nu, doamna respectivă doar spunea, uite, Exulescu avea servitori, Exulescu avea sclavii, tralala și tralala, adică nu, în 1900 nu mai aveau sclav, cel puțin nu în paper, dar spuneau că familia lui a avut sau așa ceva. Cred că cartea se numește 20 de ani în România și am dat de ea complet întâmplător când căutam 20 de ani în Siberia, cu un an, imaginați-vă de cât timp tot plănuiam să o citesc. Și da, despre asta este vorba. Îmi place cum se prezintă cartea și mi se pare, după cum ziceam, o descriere foarte raw a țării, dar are și pasajele astea un pic weird, nu o să vă mint. Cum proiectul nostru cu casa s-a pus pe pauză pentru că, na,
primărie autorizații, de fapt nici măcar autorizații, puz suspendat și așa mai departe, interdicție de construcție. M-am tot gândit în ultima vreme unde mi-ar plăcea să locuiesc, dar așa, ca exercițiu mental, nu că mă voi muta acolo sau caut ceva în zona respectivă. Dar mi-am dat seama că mie mi-ar plăcea foarte tare să locuiesc, nu știu dacă neapărat într-un oraș mare, pentru că sunt sigură, vă zic imediat de fapt și de ce nu într-un oraș mare, ca să nu așa. Mi-ar plăcea să locuiesc nu imediat într-un oraș mare, dar în apropierea unui oraș mare. Simt nevoia să știu că dacă vreau sau am nevoie de posibilități, de opțiuni, de variante, să pot să le am acolo. Și în egală măsură simt nevoia în ultimul an, poate, da, se face anul de când am intrat în această pasă a anxietății, în ultimul an simt nevoia să fiu cât mai conectată cu natura și cu alte chestii de genul ăsta. Și chiar acum de dimineață, când mi-am făcut părul ondulat, de obicei eu îmi pun un serial, un episod din ceva, ceva la care să mă uit, dar de dimineață mi-am pus Beautiful Relaxing Music, Dreams of Italy, și practic este un video cu o muzică din asta foarte liniștitoare și calmantă, dar care are pe fundal, pe video, diverse imagini din Italia, cred. Deși ce văd eu pe aici arată un pic și Elveția, dar whatever. Și mi-am dat seama că asta, nu mi-am dat seama azi, adică mi-am dat seama de mai multă vreme, că de-aia mi-am și pus videoul ăsta azi, mi-am dat seama că am nevoie să mă întorc la conectarea asta cu natura și cred că toți oamenii sau majoritatea oamenilor, sau mă rog, hai să nu mai generalizez, cred că sunt mulți oameni care mai devreme sau mai târziu au nevoie de conectarea asta cu natura, pentru că mi se pare că atunci când te conectezi cu natura, te întorci la cum este sufletul tău atunci când vii pe pământ, adică pur și nealterat de societate și de vicleniile societății, sau nu știu cum să zic, mi se pare că te face să te întorci la core stuff. Așa, și acum să vă spun de ce nu vreau să, sau de ce nu mă imaginez locuind la oraș cel puțin toată viața. Pentru că mă uit în București locuind acum. În București locuind de 9 ani, cred că, nu? Da, anul viitor se vor face 10. Mama, de 10 ani într-un oraș. Mi se pare wow și mă duce cu gândul la Carrie din Sex and the City, care și ea s-a mutat într-un oraș mare și a rămas acolo, pe de altă parte. Mi se pare că oamenii care îmbătrânesc aici la oraș au o bătrânețe inițial mai tristă, sau cel puțin eu așa o văd, pentru că eu mă uit la mine și mă uit la prietenii și apropiații mei și mi se pare că un oraș, sau mai bine zis orașul în sine, are un alt ritm, o altă viteză și trebuie să ții pasul cu el sau te pierzi, una din două. Inclusiv la metrou. La metrou, dacă nu ții pasul la un pasaj la Unirii cu toată lumea, te pierzi, te trezești călcat în picioare, ceva se întâmplă acolo. Prin urmare, mi se pare că trebuie să ții pasul tot timpul cu orașul și la un moment dat, vine un moment în viața asta, da, ok, ești tânăr și poți și vrei să ții pasul și îți place poate alergătura și îți place agitația. Eu vorbesc din perspectiva mea, pentru că eu așa am fost în facultate. Când am ajuns în București, mă gândeam, wow, câți oameni și toți necunoscuți. Eu venit dintr-o comunitate foarte mică, unde de altfel ne știam cam toți cu toți ăștia de vârsta noastră. Și a fost ceva complet diferit. Mi-a plăcut anonimatul, mi-a plăcut să fiu, nu știu, omul ăsta care trece pe roșu și nu e văzut de nimeni. I don't know, un exemplu de genul ăsta. Mi-a plăcut să știu că nu este cineva tot timpul cu ochii pe mine, că nu este cineva care poate să mă pârască tot timpul unei autorități și așa mai departe. Dar crescând, că practic v-am zis, sunt aproape 10 ani de când am venit eu aici, sunt 9, dar mă rog, mi se pare acum că mi-ar plăcea să settle down, mi-ar plăcea să fie, nu știu, să ies un pic din nebunia asta orașului, să fac lucrurile în ritmul meu, în timpul meu și așa mai departe. Și mi se pare că, cel puțin Bucureștiul, nu știu cum este în Cluj, în Timișoara, în Brașov, în orașele astea mai mari, dar cel puțin Bucureștiul, mi se pare că te obligă să ții pasul cu el sau te pierzi, n-ai cum. Mă uit, de exemplu, la oamenii în vârstă care trec strada
sau la oamenii în vârstă care merg să-și cumpere medicamente, merg să-și cumpere alimente și așa mai departe, că parcă și semaforul îi grăbește, parcă șoferii nu au răbdare pentru ei, parcă toată lumea este în această grabă, mai puțin bieții bătrâni care nu mai reușesc să țină pasul și e firesc să se întâmple așa. Motiv pentru care mie, pentru bătrânețe, mi-e teamă de un oraș mare. Asta apropo că, nu știu dacă, de fapt, dacă mă urmăriți mai multe vreme, știți dacă sunteți aici de o perioadă de timp, că eu mă îngrijesc tot timpul de cum o să fim la bătrânețe, să ne facem bătrânețea ușoară, să putem să ne mișcăm și așa mai departe, apropo de motivele pentru care fac eu sport ca să mă mișc la bătrânețe. Asta este o chestie la care am reflectat așa nițel, cât ți-ai dori să locuiești la oraș, cât ți-ai dori să locuiești mai lângă oraș. Nu știu dacă neapărat la țară, nu mă văd genul de persoană locuind lângă un vecin care are o vacă, de exemplu, deși nu știu dacă m-ar deranja chestia asta, dar nu mă văd eu neapărat în situația respectivă, dar mă văd această persoană care își dorește o comunitate nițel mai mică, dar lângă una mare, să știu că atâta vreme cât o să vreau oportunitățile, să le am, dar atâta vreme cât îmi doresc să fiu mai aproape de natură, de pajiște, de pădure, de chestii de genul ăsta, mi-ar plăcea să fiu. Nu știu dacă mai gândește cineva ca mine, dacă nu, that's fine, nu trebuie să gândim toți la fel. Ar trebui acum să-mi desfac un pic părul, dar cred că înainte să mi-l desfac, deși s-a răcit, măi, n-are sens să mai aștept. N-are deloc sens să mai aștept. Mi se pare că buclele arată cel mai bine, uite, atunci când le desfaci, ia uite, decât sărmăluțele prinse și... Știu că e multor fetele e teamă să-și desfacă buclele, multora dintre noi nici nu le rezistă foarte multă vreme buclele, iar dacă le desfaci, clar se vor au tendința asta să se lase mult mai repede. Dar eu zic că cel mai bine arată buclele atunci când sunt desfăcute. Mă rog, cel puțin pe mine, eu asta fac. Nu înseamnă că trebuie să faceți același lucru. Fiecare cu ale lui, doamne, dar în continuare îmi pică o tonă de păr, ceea ce mă face să cred că în punctul ăsta nu mai e de la COVID sau habar n-am. Nu știu, au trecut 4 luni de când am avut COVID. Să-și revină, I don't know. Din fericire, mai am păr, mai are de unde să cadă. Haide să vedem cu ce să mă îmbrac și să ies pe ușă, căci este nițel târziu. Ok, așa m-am îmbrăcat. Nu sunt sigură dacă sunt foarte mulțumită de cum m-am îmbrăcat, dar adică, îmi place combinația, nu știu dacă mă simt eu bine în ea astăzi, nu știu dacă are sens ce zic eu aici anyway. Am acest sacou de la Nisa, această bluză de pe Vauchio, acești pantaloni de la H&M, aceste încălțări de la Zara, dacă nu mă înșel, și poșeta asta, nu știu de unde o am, probabil că tot de pe Vauchio, dar de la Pieces. E foarte frumoasă această poșetă. Look at this. Imediat ce scap de asta. Așa. Look at this. So nice. Good. Păi, acestea fiind spuse, deja sunt în întârziere, motiv pentru care trebuie să iau un taxi, dar voi pleca. Ah, mereu întârzi. M-am întâlnit cu această drăguță. Uitați-vă puțin cum este îmbrăcată. Și acum uitați-vă pe mine. Reverse. Adică sunt ok.
Dar nu să le dă la pisicuțe. Dar nu, să nu-ți faci procese de conștiință. Înseamnă că nu ți-a mai povestit nimic după ce m-am dus cu el la vet, nu? Mai am venit și noi să ne uităm la un film. Duo-ul fantastic. Eu zâmbeam și mă gândeam la același lucru, că simt ceva în dreapta. Adevărul este că au mâncat prietenii noștri și cu Ștefana. Și după aia am mai stat jumătate de oră și am mâncat și eu, pentru că efectiv atât a durat la Taco Bell să vină mâncarea, nu înțeleg. Și acum mi-am mai picat și o șosetă din calțeta. Nu mai, până sus ne ținem așa, se vor stinge luminile și voi da adânci în călțările. Eu în autobuz am făcut asta, dacă vrei să mă descalz tot așa, mi-o lasă șoseta pe dedesubt, dar ce e de făcut? Păi și era gen iarnă sau era o încălțare așa mai Adidas sau? Bă, alea cum se numesc, loafer-urile alea ale mele de la Mango. Ah, hai, că mai da. E, cum mai e. Dar mi se pare că dacă ai fi avut niște bocanci de aia de desfăcut, stai la șireturi. Yes. Și ești excited? Da! Mie chiar îmi place filmul ăsta, mi-a plăcut și primul. Super! Sunt și eu curioasă să văd ce am mai făcut, cât de puține emoții mai are băiatul ăsta. Mamă, că n-are emoții, nu știi tu să aia citești. Aia e, n-are emoții, da, corect. Nu, în asta am vrut să zic, are emoții. Am văzut, da. Mergem să ne găsim băieții și să ne așezăm. Am revenit și cu floricelele pe care le-am făcut. Așa arată buchețelul ăsta. Nu e neapărat cel mai fericit dintre buchețele, dar este buchețelul meu și îmi place. Mi-ar fi trebuit, sinceră să fiu, cred că încă un buchet de trandafiri din ăștia micuți ca să-l fac cu adevărat bogat. Dar eu zic că pentru un buchet din ăsta de flori care stă la mine și pe masă să-mi îmbuneze mie ziua, e mai mult decât suficient. Vreau să vă zic două vorbe despre filmul de aseară, pentru că n-am mai apucat să mai filmez absolut nimic când am plecat de acolo, deoarece și pentru că se făcuse destul de târziu, eram destul de obosit, eu gen nu dormise cu o seară înainte, pentru că pisul face manevre cu noi noaptea. Dar cert este că, deși eu nu sunt foarte, foarte mare fan Marvel, mi-a plăcut de data asta, mi-a plăcut că am putut să văd și eu un Doctor Strange mai multe emoții. Până acum Doctor Strange era persoana din această serie care pe mine mă enerva cel mai tare, pentru că parcă nu vedeam, domne, și eu nicio emoție pe fața lui. Avea doar glumele astea seci, care erau funny, nu zic nu, dar nicio emoție. Și cred că asta este probabil și ceva ce ține de profesia mea, că eu tot caut emoțiile oamenilor, să văd emoții pe chipul lor, și ăsta m-a enervat teribil de tare. Dar aseară mi-a plăcut, am văzut mai multe chestii în direcția asta și am văzut că au lăsat finalul deschis ca să mai urmeze încă un episod, încă un film de fapt, și atunci sunt curioasă cum o să fie și acela, deci mă cam sperie chestia aia cu un ochi frunte, să vă zic sincer. Așa, pe repede, repede înainte, pentru că vreau să terminăm acest vlog, pentru că vreau să-l editez și să vi-l servesc, să vină astăzi pe YouTube, pentru că astăzi va veni pe YouTube, da, astăzi filmez ultima părticică din acest vlog înainte să-l urc. Trebuie să vă mai spun de Camila Coelho, nu știu ce am zis Camelia, probabil pentru că încerc eu să o aduc așa mai aproape de mine și cum mai am prietene pe care le cheamă Camelia. Anyway, o urmăresc pe Camila Coelho pe Instagram și pe YouTube. Am urmărit-o o perioadă și pe TikTok, dar nu știu dacă nu mai este ea neapărat activă, nu mai apare mie, nu știu ce se mai întâmplă. În tot cazul, este o tipă foarte frumoasă, o femeie superbă, în adevăratul sens al cuvântului. Și ea este o persoană care are epilepsie
Și știam cumva că ea își dorea de foarte multă vreme un copilaș, știu că și-ar fi dorit ca acest copilaș să vină în casa anterioară în care au locuit, adică e o poveste foarte lungă, este împreună cu soțul ei de foarte mulți ani de zile și într-un final este însărcinată, nu știu dacă o știți, dacă nu știți, dacă nu știți, vă invit să o urmăriți pentru că e foarte drăguță, foarte frumoasă, super bun vibe-ul și așa mai departe. Este o tipă din state, dar are ceva, este din, pentru că vorbește portugheză, so I don't know. Dar anyway, e o tipă foarte simpatică, materialele ei sunt foarte frumoase, este o adevărată fashionista. Dacă vă place de ea, mergeți să urmăriți. Dacă, de fapt, dacă nu știți, mergeți să vedeți dacă vă place de ea, poate urmăriți. Și dacă urmăriți, asta este ce voiam să zic aici, că este însărcinată și e foarte drăguț. Și voiam să spread the joy. Da, am niște zile bune. Râdeam cu Eugen că noi cred că suntem amândoi cumva pe invers, că ori am eu zile bune, tip în care el are zile proaste, ori am eu zile proaste și el are zile bune. Ok, hai să edităm materialul ăsta, să-l punem pe YouTube, pentru că mai am o ședință mai târziu și după aceea trebuie să mă grăbesc fuga pentru două evenimente. Nu știu cum o să alerg prin oraș la două evenimente. Chestia asta mă îngrozește, apropo de București, pentru că este foarte, foarte aglomerat și mi-e teamă că n-am să ajung la timp la niciunul dintre ele. Adică la unul știu sigur că voi întârzia și la al doilea sunt aproape sigură că vom întârzia mult. Dar ce să facem? Asta e. Uneori programul se potrivește cu programul acestor lansări, alteori nu. Și în weekend, în weekend trebuie să vă iau cu mine, pentru că am o invitație la un eveniment foarte tare și ar trebui să dizăinuim o pereche de încălțări. Eu sper să iasă bine acest eveniment și să se întâmple și să vedem ce ne iese. Yes! Sunt super fresh, super încântată, super... Dar să vedem dacă acest vlog din weekend o să apară pe canalul ăsta sau pe canalul cu de toate. Poate ar trebui să vă abonați la amândouă ca să fiți siguri că sunteți acolo. Pa! Hai, nu vă mai țin! Pa! Să aveți zi faină!